Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Deputatul Mircea Fecheț spune că Spitalul Municipal Bacău este făcut ping-pong între autorități. Târgu Ocna, potecile naturii, concurs de ATV și off-road. Dărmănești, a început numărătoarea inversă până la o nouă ediție a festivalului Blues in the Garden. Prevenția salvează vieți. Femeile asigurate și cele neasigurate vor putea face o mamografie digitală gratuită cu dublă citire în cadrul proiectului OncoFem, fii responsabilă de sănătatea ta, prevenție, depistare, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân, derulat de Institutul Regional de Oncologie Iași, împreună cu Fundația Enable în 12 județe din nord-estul și sud-estul țării. Este vorba de Iași, Bacău, Vaslui, Botoșan, Neamț, Suceava, Galați, Brăila, Constanța, Vrancea, Tulcea și Buzău. Programările se fac prin intermediul asistenților medical, comunitar și social din fiecare localitate, în limita locurilor disponibile. Într-o zi se pot efectua 48-50 de mamografii. Femeile au nevoie doar de buletin în original și copie. Expunerea durează în medie 8-10 minute. Proiectul OncoFem se derulează până în decembrie 2023, iar echipa medicală își propune să ajungă în cât mai multe localități din cele 12 județe vizate de proiect. În cadrul conferinței de presă de la finalul lunii iulie, președintele PNL Bacău, deputatul Mircea Fecheț, a tras un semnal de alarmă cu privire la salvarea vieților omenești și a sănătății când este vorba de Spitalul Municipal. Mai multe în minutele următoare. În legătură cu Spitalul Municipal discutăm despre viața oamenilor care ar fi putut să beneficieze până acum de această infrastructură spitalicească și nu o fac. Spitalul Municipal este obiectul unei mari divergențe legate de proprietatea acestui obiectiv și țin să menționez din capul locului că pentru Partidul Național Liberal, că e proprietar Consiliul Județean sau că e proprietar Municipiul Bacău, este foarte, foarte puțin important. Tocmai din acest moment, cu speranța că vom putea să avansăm cu aceste lucrări, Partidul Național Liberal, spre exemplu, atunci când a existat o propunere din partea Consiliului Județean de a se implica mai mult în sensul în care să dobândească proprietatea clădirii și noi cu speranța că vom avea și un follow-up, vor veni și chestii ulterioare, bineînțeles că nu ne-am opus. Până acum, repet, în afară de o polarizare pe spinarea băcăuanilor între Consiliul Județean și Primărie, pe subiectul Spitalului Municipal n-am văzut nimic. Și aici aș mai vrea să fac încă o afirmație, pentru că am văzut în spațiul public că Spitalul Municipal nu înaintează din cauza USR-ului și din cauza PNL-ului. Vreau să fac o afirmație foarte clară, pe care am mai făcut-o și cu alte ocazii, și să amintesc băcăuanilor că în județul Bacău, Primăria Municipiului Bacău este condusă de către USR și Consiliul Județean Bacău este condus, e adevărat, de peste 30 de ani, de către PSD. Ori nu înțeleg de ce uneori este tras de urechi și Partidul Național Liberal, care, în ceea ce privește municipiul Bacău, în afară de ce pot face 5 consilieri locali din 23 și un viceprimar, mai mult de atât n-avem ce face. M-am mirat să văd că PNL-ul ar avea vreo vină în legătură cu Spitalul Municipal, pentru că, să știți, eu n-am văzut niciun proiect de hotărâre inițiat de vreun PSD-ist, că sunt și PSD-iști în Consiliul Local, e adevărat, mai puțini, la fel cum putea să existe un proiect de hotărâre inițiat de vreun alt, orice alt consilier local, prin care clădirea spitalului, dacă se dorește acest lucru, să treacă la Consiliul Județean. Și atunci probabil ar fi existat o astfel de dezbatere și în Consiliul Local. Ceea ce pot spune despre spital este că în mandatul Partidului Național Liberal, în mandatele Partidului Național Liberal,
Spitalul Municipal a fost lăsat la un procent de execuție de 75%. Mai pot să vă spun că după acest lucru, sub conducerea celui mai incompetent primar pe care Partidul Social Democrat și Bacăul l-a avut vreodată, respectiv Cosmin Necula, lucrările n-au avansat mai mult de 3% în decurs de 4 ani de zile, iar astăzi spitalul în continuare se zvârcolește și nu se identifică soluții, pentru că nu discută, de fapt, primarul Viziteu cu președintele Consiliului Județean Ivancea, că sunt sigur că dacă s-ar închide cei doi într-o cameră ar găsi o soluție, dar pentru că băcăoanii încă mai sunt receptivi la astfel de fumigene și un astfel de ping-pong și cred ei probabil că mai pot fi duși de nas încă o dată, probabil că întrețin în mod artificial un scandal care n-ar trebui să existe. Ceea ce vă pot spune despre Spitalul Municipal este că după ce am discutat cu premierul României, după ce am discutat cu colegi de-ai mei din Guvernul României, pot să spun că și în situația în care Ministerul Sănătății nu va include Spitalul Municipal în lista acelor spitale care vor fi finanțate din PNRR, eu nu cunosc acea listă, dar din ce înțeleg, se lucrează încă la ea în Ministerul Sănătății în timp ce discutăm noi, dar chiar și în acea situație, eu sunt convins că Spitalul Municipal va beneficia de sprijin financiar din partea Guvernului României, va exista posibilitatea finanțării acestuia, la fel cum se vor finanța și alte spitale, printr-o finanțare de la Banca Europeană de Investiții. Și în ceea ce mă privește și înțelegând cât de importantă este sănătatea băcăoanilor, eu sunt foarte optimist că într-un timp foarte scurt Spitalul Municipal va putea fi finanțat fie dintr-o sursă de finanțare, fie din cealaltă, cu speranța că până atunci, bineînțeles, vom clarifica toate chestiunile birocratice și administrative legate de cine este proprietarul clădirii, cine îl administrează, sub ce entitate și așa mai departe, lucruri absolut minore, în opinia mea, în comparație cu finanțarea efectivă a acestui spital. A început numărătoarea inversă până când se va da startul unei noi ediții a evenimentului Blues in the Garden. Pregătirile sunt întoi, iar artiștii abia așteaptă să ajungă la Dărmănești, localitate care de anul acesta poartă și titulatura de Dărmănești, destinație turistică a anului 2022. Avem a treia ediție a festivalului de blues la Dărmănești, Festivalul Internațional de Blues la Dărmănești. Suntem pe ultima sută cu pregătirile, ultima sută de metri. Eu zic că suntem în grafic și de ce nu așteptăm un număr cât mai mare de iubitori ai muzicii de profil să vină la Dărmănești, să ne cunoască, să vadă ce lucruri frumoase și ce oameni deosebiți sunt aici. Nu putem vorbi despre acest frumos eveniment care este așteptat cu sufletul la gură de iubitorii acestui gen muzical, fără să menționăm ceva deosebit ce s-a întâmplat anul acesta pentru orașul Dărmănești. Este vorba de destinație turistică. Dărmăneștiul a reușit să bată așa, să lase în spate, dacă putem să ne exprimăm plastic, multe localități în ceea ce privește frumusețile, promovarea și de ce nu interesul a acordat și arătat de cei care iubesc acest oraș. Așa este. Ideea noastră de a ne înscrie în această competiție a venit cumva la pachet și cu evenimentele și cu țintele pe care noi le-am stabilit la Dărmănești. Am participat la destinația turistică a anului 2022 și pe Moldova și Bucovina ne-am clasat pe locul întâi. E o mare onoare pentru noi. E un paradox, ați lăsat în spate orașe cunoscute, cu tradiție. Da, dar cred că lucrul ăsta s-a întâmplat în primul rând datorită unui grup de oameni inimoși. Aici îi mulțumesc public lui Marius pentru implicare. În al doilea rând, faptul că în ultimii ani orașul Dărmănești a luat cumva
lucrurile au luat o întorsătură bună și cei care ne vizitează orașul găsesc lucruri frumoase, zone frumoase, mâncare bună, pensiuni din ce în ce mai atractive și cred că lucrul ăsta e cel mai important pentru că turiștii sunt foarte severi atunci când ne oferă un vot. Review-uri, acolo da, comentarii. Și sigur și evenimentele culturale pe care noi le-am inițiat cu ceva ani în urmă și care se desfășoară cu o frecvență destul de accentuată pe parcursul anului. Numărul de turiști din ce în ce mai mare. Iată că sunt câteva lucruri pe care noi le-am făcut în decursul anilor și în 2022 am reușit să obținem locul întâi la secțiunea Moldova și Bucovina, destinația turistică anului. Domnule Diaconescu, are, să zicem, o legătură, au o legătură toate aceste schimbări care au loc în orașul Dărmănești, pentru că Dărmăneștiul de astăzi nu mai seamănă cu orașul Dărmănești de acum 10 ani, cam deloc, în sensul că s-a schimbat și încet, încet oamenii și-au schimbat și părerea. Cu siguranță. Lucrurile astea merg mână în mână. Și e la fel ca și la o casă de un gospodar. Atunci când îți vin musafirii în te vizită, pregătești. Te pregătești, nu? Ei, asta facem noi. Noi ne pregătim pe partea noastră, iar administrația locală se pregătește pe partea ei. Asfaltează, face trotuare, face iluminat. Antreprenorii se pregătesc și ei, dezvoltă locații de cazare, de facilități de masă. Adică de la an la an a apărut câte ceva nou. Cel puțin un obiectiv nou. De exemplu, anul ăsta o să fie un loc de joacă pentru copii foarte, foarte frumos, foarte reușit. În imediata vecinătate a locației. Adică era, să spun, o necesitate. Dacă ați văzut imaginile și fotografiile de la primele două ediții, foarte multe familii au venit cu copii. Și oamenii activi atunci, cu copii mici? Sigur, sigur. Și atunci a apărut ca o necesitate. Și s-a făcut. Lucrurile merg mână în mână. Nu e nicio mare filozofie. Da. Problema e că dacă s-ar fi întâmplat lucrurile astea un pic mai înainte, știți? Unde am fi fost? Dar e bine și acum. Nu întâmplător am ales să vorbesc cu dumneavoastră despre schimbările care au fost în orașul Dărmănești, pentru că... Facem o convenție? Eu sunt Marius. Și eu sunt Dana, nu întâmplător zic că am ales să vorbesc pentru că e mai greu tu ca primar să vorbești despre ce ai făcut. Dărmăneștenii văd că orașul se schimbă, dar ceea ce e și mai important că văd și turiștii. De exemplu, recent am închis a treia ediție a raliului de viteză în coastă și mi-a plăcut foarte mult pulsul celor care au venit la Dărmănești dincolo. Bine, de conceptul de sport, da, și conceptul, dar dincolo de acei sportivi au venit și turiști care mi-au spus că față de anul trecut sau față de acum 2 ani au văzut schimbări în bine. Astea sunt lucruri care ne încurajează și pe noi, ne susțin, să zic, moral, pentru că intrând în amalgamul ăsta de probleme, la un moment dat poate că pierdem anumite lucruri din vedere, dar cel mai corect și cel mai bun puls ne-l dau cei care vin din afara localității, care ne vizitează, vin cu drag și de fiecare dată când pleacă de la noi spun că revin. Și asta e un lucru care ne încurajează și ne face să mergem mai departe. Da, și încercăm, după cel puțin ceea ce privește festivalul, după fiecare ediție să luăm pulsul celor care au fost și să aflăm trei lucruri care le-au plăcut, trei lucruri care nu le-au plăcut. Și chiar avem o atitudine critică noi, cei care ne organizăm, să vedem lucrurile mai puțin bune. Important este să aflăm alea care nu le-au plăcut. Care nu le-au plăcut, exact. Da, pentru că alea bune mai puțin contează, cele care n-au fost așa cum trebuia, unde am greșit, unde nu ne-am organizat foarte bine, ce sincope am avut și sigur. De fiecare dată avem acea listă cu care e mai lungă sau mai scurtă, cu probleme și la următoarea ediție încercăm să evităm sau să găsim eliminăm din mai cele negative.
În acest weekend la Târgu Ocna a avut loc un frumos eveniment dedicat celor ce iubesc natura, ce preferă drumețiile în natură. Este vorba de concursul de ATV-uri și off-road intitulat Potecile Naturii. Evenimentul este organizat de închiriere ATV Târgu Ocna, locația aleasă fiind una cu totul deosebită și este situată pe o proprietate privată de pe dealul Chilii din Târgu Ocna. Acesta s-a desfășurat în perioada 6-7 august și au fost peste 150 de tineri din toată țara. Este vorba de județele Neamț, Vrancea, Suceava, dar și din județul nostru, județul Bacău. Mai multe aflăm în minutele următoare. S-a dat start evenimentului, iată că ați petrecut cu o zi înainte la înscriere sau la socializare. Ați petrecut așa până târziu în noapte sau până de vreme în dimineață. Și se poate spune că acum vă pregătiți de start oficial. Da, azi noapte am petrecut, cum a spus dumneavoastră, până dimineața. Și deși trebuia să începem la ora 10, vom începe de la ora 12 ca să fie prezentă toată lumea. Acum ușor, ușor ne pregătim, trebuie să facem acum verificarea traseului și așteptăm participanții. Am văzut că deja lumea n-are astâmpări, au început să exploreze, să verifice, merg prin anumite locuri care li se par lor mai interesante. Da, sunt persoane care n-au fost pe aici, prin zona noastră și chiar sunt foarte mulțumiți de ce au văzut, foarte bucuroși și... Sunt neastâmpărați, vor să descopere cât mai mult. Să exploreze. Exact. De unde sunt? Băieții care se plimbă cel puțin acum sunt din județul Neamț. Și de unde au mai venit participanți? Avem participanți din județul Vaslui, din Mârlad, sunt domnii de acolo, din Vrancea, din Focșani, Ajud, din prejurimile noastre, Dofteana, Onești, Dărmănești, chiar... Am înțeles, deci lumea s-a mobilizat. Da, putem spune că s-a mobilizat. Cam cât să vă estimez că vor fi la startul oficial? La startul oficial noi până acum aproximăm că avem 30 de participanți în competiție. Acum vom vedea, e posibil să fie să mai apară, da. Am înțeles. Păi ce să zicem, petrecere frumoasă, vremea vă ajută. Mulțumim. E numai bine așa să nu fie caniculă. Pe răcoare. Pe răcoare, pe vânt, e chiar mult mai bine decât să fie căldura de ieri, cel puțin. Ok, încă o dată, unde suntem acum, ca să fixăm locația? Suntem pe dealul Chilii din Târgu Ocna, e exact punctul intersecției între comunele Dofteana și Bârsănești și statinia Târgu Ocna. Foarte frumos, felicitări încă o dată! Mulțumim! În ultima zi a lunii iulie, la Dărmănești, a avut loc sfințirea bisericii cu hramul Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir și Sfânta Teodora de la Sihla din cartierul Păgubeni. La eveniment au participat preasfințitul episcop Chiochim Băcăuanul, preotul Costel Mareș, protopop de Moinești, alături de un sobor numeros de preoți. Iubiți credincioși și preacuceni și preacuveși părinte, istiți credincioși, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, cel nevăzut, iată, am încheiat lucrarea de ștefărstire a Sfântului Bisericii acesteia, după cum am repetat de mai multe ori, închinată și de viață Teodora de la Sihla și Sfântului Dimitrie Izvorătorul de Mir. Astăzi, cum am spus în resocul, dintr-un început, că această biserică a devenit o poartă, sau devine o poartă a cerului după Sfințirea ei. Așa este. Deci intrați de acum cu frică de Dumnezeu, cu credințe și cu dragoste în Sfântul Locașul acesta pentru a vă reînnoi și frățiile voastre. Pentru faptul că ați ascultat cântându-se în timp ce noi însemnam cu semnul Sfintei Cruci, cu Sfântul și Marele Mici, rupeam aghiazmă în tot sălașul acesta al bisericii, care este frumos împodobit cu pictură, considerăm că cerul este coborât pe pământ. Deci, în acest timp, cântăreții au cântat că această casă, Tatăl va zidi, această casă, Fiul va lui, această casă, Duhul Sfânt va lumina și a sfințit sufletele noastre. Deci, iubiți credincioși, sfințenia, Duhul Sfânt, curățenia, toate faptele cele bune, deci se sărbășesc aici, în cadrul bisericii. Aici intrăm în Biserica lui Hristos, în calitatea noastră de noi botezat, adică noi ființe conștiente care se așează ca o cărămidă la temelia Bisericii, care este trupul tainic al lui Hristos. Deci fiecare credincios este o ființă conștientă care prin botez intră în Biserica cea spirituală, dar intră și în această de zi. Deci acest spațiu de zi înconjurat este un spațiu consacrat de Dumnezeu și deci trebuie să intrăm, cum spune Evtenia, de fiecare dată, cu frică de Dumnezeu și
și cu dragoste să ne apropiem de Dumnezeu și de tainele care se împărtășesc de aici, din fața altarului. Ori, de aici, din fața altarului, se învață cuvântul Evangheliei. De aici, din fața altarului, se roagă preotul ca să sfințească sufletele voastre și să dorește împărtășește de aici trupul și sângele lui Hristos cel tainic, pentru merindia care ne este și ne satură nouă sufletul, ca să putem surgere calea mai departe, sionând prin labirintul acestei lumi către limanul rămânuirii. Deci iată că de acum aveți această corabie, corabia Duhului Sfânt, care va adune pe toți de pe oceanul vieții, cei care sunt, bineînțeles, pregătiți pentru aceasta sau nu, pe tot biserica, aici pe pământ, îi adune pe toți. Fie că suntem pătători, fie că suntem sfinți, avem viață sfântă, deci iată că de aici se împărtășește și de aici ne împărtășim de cele ce Dumnezeu ne trimite prin Duhul Sfânt, mai ales că noi suntem și trăim epoca Duhului Sfânt. Îi dăm mulțumită lui Dumnezeu că avem un nou locat de întinare, împodobit frumos, cu pictură, cu mobilier nou, cu tot ce este ca dotare, ce este necesar ca dotare, pentru ca cultul divin, liturgia în special, să se săvârșească în condiții liturgice foarte frumoase. Încă o dată felicităm pe Părintele Paroc și pe cei care au pregătit această sărbătoare, acest Paște al Paștelor, pentru faptul că spunea sfințirea unei biserici reprezintă ziua de Paște sau ziua de botez a bisericii respective. Deci este pruncul vostru care l-ați făcut, l-ați crescut și deci aveți grijă în continuare și o prezent în mod solemn Părintele Paroc ca fiind acest cel mai mare ciuvaier pe care l-ai primit vreodată în viața ta, o biserică sfințită de către Episcopul Frății Tari. Seamă de la caravana filmului românesc de la Onești a fost prezent cunoscutul Emeric Imre într-un concert extraordinar. Duminică 7 august de la ora 18 în Parcul Municipal a avut loc recitalul extraordinar al artistului Emeric Imre. Emeric Imre este un chitarist, muzician, interpret și compozitor român, membru activ al Cenaclului Flacăra, atât înainte cât și după 1990, a lansat numeroase piese care au rămas repere ale muzicii folk. Este un susținător și promotor fervent al acestui gen de muzică, fiind implicat în organizarea multor evenimente, cum ar fi festivalul de folk Folchiu. A înregistrat mai multe albume, este vorba de Nebun de Alb, Târziu, Iarna mea cu ochii mari, Jocul vieții și are apariții pe albume colective ale Cenaclului Flacăra. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți 9 august, în cea mai mare parte, cerul va fi parțial înnorat. Maxima zilei urcă până la valori de 28 de grade Celsius. În partea a doua zilei sunt posibile furtuni cu fulgere, iar minima pe timpul nopții coboară până la 16 grade Celsius. Miercuri 10 august, în cea mai mare parte, cerul va fi înnorat. Maxima zilei nu va depăși 20 de grade Celsius. Sunt posibile averse de ploaie, iar minima pe timpul nopții coboară până la 15 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.